ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Hope from Mind and Soul. Gazda noastră, ca de obicei, Gabriela Bondoc, medic psihiatru și psihoterapeut, și astăzi sunt alături de o foarte, foarte veche și dragă colaboratoare de-a mea, psihoterapeutul Delia Codreanu. Bine ai venit, Delia! Bine te-am găsit, Gabi! Mă bucur mult să ne revedem într-un context așa special. Bună ziua tuturor! Mulțumesc frumos că ai și salutat ascultătorii noștri. Astăzi o să vorbim împreună cu Delia despre felul în care abordăm în psihoterapie depresia. Și eu și Delia am avut de-a lungul timpului o sumedenie de cazuri împreună, cu Delia terapeut și cu mine de data asta în rolul de psihiatru. Așa că avem foarte multe exemple concrete în minte care să ilustrăm emisiunea de astăzi. Dar haideți să vă și prezint pe Delia un picuț. Delia, cum ai ajuns terapeut? E greu de spus. Ceea ce știu este că a fost ceva ce mi-am dorit dintotdeauna. Nu mi-aduc aminte să îmi fi dorit altceva. A fost o decizie foarte timpurie, adică luată în adolescență. Ceea ce s-a văzut în toată activitatea mea, în sensul că terapia este punctul meu central de referință sau al vieții mele. Sunt și am fost întotdeauna dedicată într-un procent foarte mare muncii mele de zi cu zi. Asta se vede prin pregătirea mea permanentă, prin faptul că petrec foarte mult timp în cabinet. Nu vreau să spun ascultătorilor câte ore de ședințe de terapie lucrez. Nu, să nu le spunem. Nu faceți ca Delia. Asta e tot ce vă pot spune. Delia, în ce metodă ai început să te formezi? Știu că ai mai multe formări, dar uite, îmi dau seama, uite, așa mai descoper lucruri despre colegii mei, că nu știu care e prima ta formă. Prima mea și principala formă de psihoterapie în care m-am format este analiza tranzacțională, un proces pe care eu l-am început în 2003. Acolo ne-am și cunoscut. Așa ne-am cunoscut, da. A fost o întâmplare fericită. După care am făcut și școală de coaching, am făcut și partea de DBT, da, care am făcut acum, a fost ultima specializare și care vreau să o continui, să aprofundez. Și între timp, evident că formarea asta continuă, mi-am îmbunătățit cunoștințele participând la tot felul de traininguri și cursuri care mi-au adus cunoștințe din mai multe școli de terapie. Mulțumesc frumos, Delia. O să începem cumva să vorbim despre ce înseamnă tratamentul psihoterapeutic al depresiei împreună. Haideți să facem întâi cadrul și o să fac referire la emisiunea de săptămâna trecută în care am vorbit de tratamentul medicamentos al depresiei. Tulburarea depresivă recurentă conține mai multe episoade depresive majore, iar episodul depresiv major se tratează în general fie prin medicație, fie prin psihoterapie, fie prin ambele. Depinde foarte mult de intensitate, pentru că, deși se numește major, nu înseamnă că este și sever. Și atunci, episoadele depresive majore, ușoare sau medii, se pot trata doar cu psihoterapie și nu este nimic greșit în asta, pentru că vorbim de recomandările ghidurilor internaționale în domeniu, care afirmă cumva că succesul sau eficiența psihoterapiei e la fel de mare cu a medicației pentru cazurile până la forme medii. Când vorbim de depresii severe, acolo lucrurile merg mai degrabă către o abordare mixtă. Îmi doresc foarte mult ca oamenii să înțeleagă că psihoterapia lucrează foarte mult asupra cauzelor psihologice și asupra acelor schimbări care să poată să facă o menținere a stării de bine și după întreruperea medicației. Nu cred într-o abordare exclusiv medicamentoasă, decât pentru cazurile care pur și simplu nu au acces din motive geografice sau, din păcate, din motive financiare la psihoterapie sau din alte motive personale, dar, în general, eu, ca profesionist de sănătate mentală, voi recomanda întotdeauna abordarea mixtă pentru cazurile severe și abordarea în funcție de alegeri, fie medicație, fie psihoterapie, pentru cazurile ușoare și medii. Și astăzi o să vorbim despre tratamentul depresiei prin psihoterapie. Sunt mai multe școli de psihoterapie, nu-i așa, Delia? Da. O să vorbim un picuț despre fiecare școală în parte, pentru că studiile internaționale recomandă anumite forme de intervenție cu precădere,
Dar asta nu înseamnă că există vreun fel neapărat mai bun de psihoterapie decât altul. Cred cu tărie că psihoterapia cumva e bine să fie aleasă într-un stil care să se potrivească. Din punctul ăsta de vedere, în clinică avem reprezentanții tuturor școlilor de psihoterapie. Eu le numesc de la stânga la dreapta și fiindcă știu că ascultătorii nu au habar ce înseamnă această metaforă, o să încerc să detaliez cât pot eu de pe scurt. Dar înainte să fac acest lucru, vreau cumva să înțelegeți că fiecare stil de psihoterapie are puterea să modifice niște rețele neuronale. Oamenii au impresia că dacă stai doar de vorbă cu un profesionist, cu un psihoterapeut, nu are cum să se schimbe creierul. Ba da, se schimbă creierul, se schimbă felul în care neuronii se leagă între ei și ajung să modifice cauzele care au dus la apariția simptomelor de depresie. Și dacă vă aduceți aminte din episodul trecut sau dacă nu l-ați ascultat, vă mai spun o dată, în depresie ajungem să avem niște scăderi ale substanțelor care fac legătura între neuroni. Și sigur că vă veți pune întrebare, e cum au ajuns să scadă acele cantități de substanțe? Cum au ajuns să am eu probleme cu serotonina sau cu noradrenalina sau cu dopamina? Și pentru a putea să reușim să menținem starea de bine sau să ieșim din depresie, trebuie să reparăm, să găsim locurile în care sunt stricate fabricuțele noastre de neurotransmițători și să le reparăm, ca să putem să avem apoi acces la suficient de multe substanțe cât să ne ducem o viață în care să ne simțim bine, să nu fim deprimați. Delia, care sunt din punctul tău de vedere principalele cauze psihologice ale depresiei? Pe parcursul experienței mele am descoperit cauze multiple, adică unele sunt menționate în manualele noastre, în materialele noastre de studiu, dar sunt și alți factori care pur și simplu i-am descoperit prin propria mea experiență. Cel mai des și adesea este depresia înseamnă pierderea sensului vieții, care se manifestă prin tristețe și furie la nivel emoțional, senzația de gol interior, ceea ce ne duce cu gândul la lipsa de conexiune cu sinele, dispoziția apatică, lipsa interesului pentru viața noastră de zi cu zi, lipsa bucuriei pentru lucrurile care ne făceau plăcere în alte ipostaze, sentimente acute de vinovăție, lipsă de respect și stimă de sine, nevoia de izolare socială, am auzit-o destul de des în podcasturile anterioare pe care tu le-ai făcut, un nivel de autonomie scăzută, funcționarea pe pilot, așa zisa funcționare pe pilot automat. Adică o să vorbim și de mindfulness astăzi. O atitudine rigidă, inflexibilitate, ceea ce denotă o gândire negativă, pesimistă, redundantă, ruminație sau binecunoscutul overthinking, că l-auzim pe toate drumurile, nevoia de predictibilitate, de activități rutinante și putem să mai enumerăm dacă ai și tu câteva, Gabi. Sunt simptome ale unui episod depresiv și îți mulțumesc frumos că le-ai enumerat. Încercăm cumva să vedem împreună care sunt, pentru că pentru a ajunge aici există niște cauze. Și sigur, primul lucru care aș vrea să-l amintesc, fiindcă, deși suntem amândouă psihoterapeute, suntem niște psihoterapeute axate așa pe domeniul ăsta științific și al eficienței, există și cauze psihologice și genetice. Partea genetică n-aș vrea să o scot din calcul, fiindcă mi-aduc aminte de un caz al nostru, nu-i așa, în care ai lucrat foarte mult la cauzele psihologice ca să descoperim în trecut unde era o mare, mare încărcătură genetică în familie. Da, așa este. Vrei să povestești tu despre acel caz? Începe tu și vin cu, adică în ideea în care țin minte că a fost un caz foarte greu pe care noi ne-am luptat așa să... Da, și am fost eu surprins, o să vă povestesc un pic. Este cazul unui bărbat care cumva am descoperit împreună că deși lucrase împreună cu Delia în terapie la toți factorii psihologici care țineau de viața lui, exista acolo un impact genetic foarte mare. Mai multe persoane din familia lui avuseseră depresie și atunci cumva această încărcătură genetică făcea ca orice lucru minor din viață să alunece către o depresie majoră.
Deci, primul lucru când vorbim de cauze, așa cum am povestit la primele episoade de podcast, există o încărcătură genetică. Da, veți fi, dragi ascultători, mai sensibili la stres, la supărări, la necazurile absolut obișnuite ale vieții, dacă există în trecutul familiei, în trei membri apropiați, mamă, rude, mătuși, frați, surori, persoane care de asemenea au o predispoziție către depresie sau chiar au suferit de depresii majore. Dar când vorbim de cauzele psihologice de data asta, fiecare stil de psihoterapie, să știți, fiecare școală de psihoterapie vede cauzele depresiei într-un fel diferit. Și dacă le punem la oaltă, vom descoperi o hartă întreagă a potențialelor cauze. Așa că atunci când vorbim de cauze psihologice ale depresiei și de școli de terapie, vorbim de 7, 10, 12 feluri de a explica în feluri diferite cum ajungi să faci depresie. Atunci o să începem cu prima, școlile psihodinamice. Teoriile psihodinamice și poate cel mai cunoscut reprezentant al, sigur, psihoterapiei rămâne Sigmund Freud, a postulat cumva că cauzele depresiei pot fi anumite pierderi simbolice sau reale sau anumite evenimente traumatice sau anumite impulsuri, dacă vreți, reprimate, anumite lucruri care ai fi vrut să le faci în copilărie, dar ți le-ai reprimat, care sunt în copilărie, oamenii și le-au reprimat, adică au încercat cumva să și le ascundă și acele evenimente au ajuns inconștiente, da? Nu ne mai aducem aminte de ele, dar ele se manifestă cumva în viața noastră ca un soi de, dacă vreți, bulă de aer pe care tot încercăm să o băgăm sub apă și ea tot creează presiune la suprafață. Și o să revin cumva către Delia, pentru că întotdeauna când vorbim de psihoterapie, după niște ani de experiență ajungi să fii destul de eclectic și destul de integrativ. Aș vrea să poate să te gândești la un caz în care au fost astfel de evenimente traumatice pe care le-ai descoperit tot analizând trecutul persoanei. Pentru că, da, în terapiile psihanalitice, împreună cu psihoterapeutul, încerci să descoperi aceste schelete din dulap, aceste lucruri uitate, reprimate, inconștiente, care, din păcate, târăsc după sine tristețe, vinovăție, frică sau furie și toate aceste emoții reprimate ne pot face să ne simțim închistați și incapabili să ne bucurăm de viață sau la un anumit moment în viață ceva din prezent ne readuce aminte de acele lucruri din trecut și intrăm într-o tristețe teribilă pentru că nu putem procesa, nu putem să aducem la suprafață acele emoții. Delia, hai să încercăm să venim cu un exemplu, că mie că am devenit un pic prea teoretic. Da, păi asta mă gândeam că și eu aș mai avea o grămadă de lucruri de adăugat, că dacă am discutat până acum de caracteristicile generale vizibile în starea depresivă, putem vorbi de factori psihologici care stau la baza depresiei, care sunt multipli și pe care noi îi analizăm în cazurile pe care le avem. Tu ai vorbit de predispoziția genetică și temperamentală și despre evenimentele traumatizante din copilărie. Avem un caz proaspăt la care lucrăm împreună, da, și care, la care muncim împreună și este un caz în care, legat de ce spuneai mai devreme, am analizat timp de aproape un an jumătate evenimentele traumatizante din copilărie, contextul relațional în care ele s-au dezvoltat și am ajuns să lucrez foarte mult bodywork în cazurile mele de depresie și mai cu seamă în cel despre care vorbim, în ideea în care aceste traume sunt dezvoltate foarte prematur într-un context în care limbajul nu este dezvoltat și atunci una dintre tehnicile care ne ajută să ajungem la esența traumei este bodywork. Mie îmi place mult. Va trebui să detaliezi, Delia, dacă ai deschis cutia Pandorei, vrei să le explici oamenilor ce înseamnă bodywork celor care nu știu. Da, bodywork este, adică muncesc cu pur și simplu cu memoria corpului și asta este incredibil,
În momentul în care traumele sunt dezvoltate, exact cum spuneam, foarte timpuriu, atunci memoria corpului este cea care ne ajută să aducem în pragul conștiinței ceva ce stă în inconștientul nostru. Sentimente, imagini, folosim foarte mult intuiția, asocierile libere. Asta este un prim pas care duce către cunoașterea și conexiunea cu propriul nostru corp. Eu merg de la premisa că noi prin el trăim și simțim și este foarte important să fim conectați la el, pentru că el ne aduce informații foarte importante despre lucruri pe care noi în mod conștient nu le avem în memorie sau nu le avem într-un prag în care să ne ajute să realizăm că acolo este o problemă. Și atunci asta este un principal, în cazul de față, este ceva ce m-a ajutat foarte mult să aduc o speranță și un sens al vieții în cazul în care, despre care vorbim, care este presărat cu episoade de suicid, cu lipsa speranței, cu disperare, cu multă frică. Da. Și care, dacă ar fi să rezumăm, s-a întâmplat ce în copilărie? Un abandon. Un abandon care a continuat sub o formă sau alta prin ignoranță, prin evitare, prin neascultare, prin judecată, prin ceea ce simți și gândești tu nu contează, trebuie să faci așa, este mai important să faci cum zicem noi decât cum îți dorești tu. Lucruri care au dus la, bineînțeles, la aceste convingeri despre faptul că nu sunt suficient de bună, nu merit să exist, nu sunt înțeleasă, deci nu sunt iubită și atunci ce mai îmi rămâne de făcut în viața asta? Bineînțeles că aceste convingeri limitative, cum noi le numim în limbaj terapeutic, ele duc la, adică se văd și în viața noastră de zi cu zi, respectiv în alegerea unor relații nesatisfăcătoare, adică cu persoane indisponibile, similare, evident, care ne duc în final la retrăirea traumei prin respingere, abandon și senzația că nu suntem suficient de buni pentru persoana respectivă. Ca să înțelegeți un picuț mai limpede, pentru că îmi dau seama cumva, ascultând-o pe Delia, că sunt foarte multe informații, ne naștem într-o anumită familie și ne naștem cu un anumit trecut genetic, da? Cu anumite predispoziții genetice. Felul în care noi ne raportăm la familia noastră, felul în care se raportează familia la noi, relațiile din cadrul familiei, felul în care suntem primiți și îngrijiți cu precădere în primii ani de viață, creează în mintea noastră, în creierul nostru, un soi de matrice, un soi de structură de bază. Și fiecare școală de terapie are o anumită denumire pentru povestea asta. Eu și Delia suntem amândouă formate în analiză tranzacțională și spunem script. Dar, practic, e o poveste de bază care creionează ce cred eu despre lume, ce cred eu despre viață, ce cred eu despre ceilalți și poate suna de genul lumea e un loc periculos, eu nu sunt în stare să fac față și ceilalți oameni nu sunt de încredere. Pe o astfel de schemă, pe o astfel de matriță, se vor dezvolta, mă voi dezvolta în viață și, din păcate, cu o astfel de pereche de ochelari, cu o astfel de viziune despre viață, voi ajunge să tot repet, să tot pățesc în viață lucruri care sunt destul de similare și îmi vor întări, din păcate, aceste convingeri despre viață. Va fi așa un soi de profeție auto-împlinită. Da? Pentru că dacă eu cred că ceilalți nu sunt de încredere, voi fi destul de temătoare, voi fi destul de circumspectă, mă voi apropia mai degrabă de oameni lingușitori sau care realmente se vor dovedi apoi că mi-au înșelat încrederea și atunci o să spun, a, știam eu. Și voi repeta această poveste, iar undeva la 25 de ani, iubirea vieții mele îmi va încălca încrederea și eu voi intra în contact cu toate aceste dezamăgiri care au început cu relația cu mama și au culminat cu relația cu acest iubit și voi intra în depresie, pentru că viziunea mea despre viață este lumea e un loc periculos, eu nu sunt în stare, da? Nu am capacitatea de a face față sau de a schimba, oamenii nu sunt de încredere și atunci, cum spuneai și tu, Delia, ce rămâne de făcut? Și Delia, pomeneai mai devreme de felul în care noi ținem minte lucrurile în corp și pentru noi e ceva așa, sigur, e adevărat, dar oamenii nu realizează
La ce te referi exact? Mă refer la faptul că ne învârtim în jurul acestui atașament de viață, care ne formează structura afectivă, întâmplându-se până la 2 ani. Da? Și asta va rămâne, cum tu ai povestit foarte frumos, forma noastră de bază de atașament, precum și strategia noastră de relaționare. Ce se întâmplă ulterior acestor 2 ani este că noi vom folosi într-un mod inconștient această bază, adaptată contextului și nivelului de dezvoltare la care noi ne aflăm în momentul respectiv. De asta duce la retrăirea acestui script sau a unor mini-scripturi sau bucăți din această poveste sub diverse forme, care se finalizează cu aceste beneficii negative, da? Iarăși o exprimare terapeutică, prin care ajungem să ne întărim credințele, și să ne reconfirmăm credințele despre noi înșine, despre ceilalți și despre lumea care ne înconjoară. O bună parte din terapie este despre, practic, analizarea, aflarea acestei povești de viață. Unele aspecte le conștientizăm și le știm, și le știm ca tipare de gândire, ca tipare de reacție emoțională, ca tipare de comportament, și pe măsură ce analizăm din ce în ce mai multe, unele sunt inconștiente. Și Delia pomenea mai devreme de memoria corporală și oamenii e bine să știe, pentru că ignorăm înfiorător importanța primilor 3 ani de viață. Primii 3 ani de viață constituie fundația personalității viitorului omuleț. Și așa cum orice constructor știe că fără o fundație solidă casa este strâmbă, fără acei primi 3 ani de viață bine construiți, orice am construit după aceea se va construi, din păcate, strâmb. Și chiar dacă copilul nu își aduce aminte la modul de amintiri, va trebui cumva să înțelegem că există o memorie corporală, există un mod alternativ de a ține minte lucruri. Ce vreau să spun prin asta? Dacă atunci când mama mă ținea în brațe, era foarte tensionată și tristă și nu prea avea chef să mă țină în brațe, corpul ei era tensionat și corpulețul meu de omuleț va fi și el tensionat. Nu voi simți acea stare de la pieptul mamei, ce fericit și în siguranță sunt. Și felul ăla de a-mi crispa umerii, de a-mi crispa pieptul, de a-mi ține respirația, va fi în memoria corpului meu de-a lungul vieții. Și la un moment dat mă voi întâlni cu Delia și Delia va analiza și va observa, pentru că asta fac terapeuții, observă lucrurile inaparente, interpretează și chestionează lucrurile care noi nu le vedem. Din acest motiv nu poți să te autoanalizezi, nu poți să te autoterapeutizezi. Și va întreba, dar de ce ești așa crispat? Și de acolo va începe frumoasa poveste a descoperirii felului în care toată viața ai tânjit după o mamă care, din păcate, ea însă și în depresie n-a putut să-ți ofere dragostea și suportul de care ai avut nevoie. În feluri de genul acesta funcționează memoria corporală, poate să fie și lucruri mult mai profunde și tot vreau să fac o emisiune pe tulburări psihosomatice, da. Pentru că de foarte multe ori multe afecțiuni cronice, autoimune au legătură cu astfel de traume timpurii. Cam asta ar fi, să zicem, o mare parte din povestea interpretărilor psihodinamice. Există școli, apoi școli umaniste, care spun, ok, pentru a-ți reveni din depresie, omul are nevoie de ce n-a primit când era mic sau ce n-a primit în viață. De susținere, de empatie, de acceptare necondiționată, de un mediu cald și în siguranță. Și multe din școlile de psihoterapie vor oferi o astfel de atmosferă care în sine este terapeutică, mă ajută să-mi revin din depresie. După care există o formă de psihoterapie care în România nu este atât de cunoscută. Populară. Și nici populară, pentru că nu avem nicio școală pe zona asta și vorbim de terapie interpersonală. Terapia interpersonală, alături de terapia cognitiv-comportamentală și de terapiile psihodinamice, sunt cele trei forme de terapie care, dacă veți fi vreodată pasionați de ghiduri de specialitate, o să le reîntâlniți în care comandări în tratamentul depresiei. Și pentru că mi-am dorit de la acest podcast să avem așa o viziune, ok, astea sunt recomandările internaționale,
O să povestesc câteva minute despre terapia interpersonală, care spune așa. Depresia apare ca o reacție la o incapacitate de a avea relații bune cu ceilalți. Pentru că un mediu relațional bun mă ferește sau mi asigură ce am nevoie ca să nu intru în depresie. Și atunci, un terapeut de terapie interpersonală va lua relațiile noastre, felul în care relaționăm cu ceilalți, felul în care ne construim și ne administrăm relațiile și va încerca să facă legătura cu ce se întâmplă, de ce ajung deprimat. Și descoperim iarăși tipare relaționale, pentru că o să o am pe Delia aici. Hai să povestim despre ce înseamnă tipare de atașament. Terapia interpersonală nu le analizează sub forma asta, dar cred că oamenii au acces de multe ori la teoria atașamentului și mi-ar plăcea să facem o legătură. Pentru că o să reamintim formele de atașament. Nu o să intrăm foarte mult în detaliu pentru că ne propunem un podcast separat, că este un subiect amplu. Sunt 4 tipare de atașament. Primul este cel evitant, următorul este anxios, dezorganizat și, bineînțeles, cel sănătos. Depresia poate fi văzută în primele tipare de atașament, bineînțeles, sub diferite forme, caracteristice relației de atașament de bază. De aceea, eu merg pe premiza că ne stricăm într-o relație și ne reparăm în altă relație, așa că, cel puțin în munca mea, relația terapeutică este extrem de importantă în tratamentul depresiei. Deci, încă o dată aș vrea să subliniez cât de important este să ne alegem un terapeut potrivit ca terapia în depresie să funcționeze. Aș vrea să subliniez iarăși că relația cu terapeutul implică o atitudine și o atmosferă de acceptare, de respect, efort de înțelegere fără judecată, o relație plină de empatie, un cadru de siguranță care se ofere pacientului sau clientului climatul în care el să poată să se simtă acceptat, adică să poată să exprime ceea ce simte, ceea ce gândește, să se comporte conform cu interiorul lui, fără frica că va fi respins, abandonat sau că dacă este el însuși, celălalt va pleca sub o formă sau alta. Deci trebuie să cultivăm ar fi minunat să cultivăm o relație bazată pe aceste elemente enumerate anterior. În ce măsură în terapiile tale analizezi și celelalte relații? Și ai perfectă dreptate, prima și cea mai importantă relație este relația cu terapeutul, ca și model de a repara rupturile din celelalte relații, dar pentru că în România nu există o școală de terapie interpersonală, cumva noi facem, dacă vrei, instinctiv, cam toți, o analiză a tiparelor relaționale. În ce fel se întâmplă sau în ce fel lucrezi tu pe zona asta de relații cu ceilalți ale pacienților în depresie? Păi, în principiu, facem această anamneză ca un proces exploratoriu care ne ajută să descoperim și să înțelegem rănile adânci și traumele suferite în relațiile prin care persoana respectivă trece. Așa putem înțelege și cum s-a format strategia de supraviețuire, poziția de viață, despre care noi am mai amintit mai devreme, care are la bază convingerile limitative. Această analiză a trecutului clientului, ce își aduce aminte, cum s-a simțit în relație, ce își aduce aminte de relația cu mama, ce își aduce aminte de relația cu tata, cum se simte, cum s-a simțit, contextul în care s-a născut, dacă a fost un copil dorit sau nu. O analiză cât mai amănunțită a primilor ani de viață. Care e legătura cu relațiile lui actuale? Pentru că în terapie interpersonală, că tot pomeneam de ea, analizăm doar relațiile din prezent, felul în care mă raportez la prieteni, colegi, parteneri de viață, copii, relațiile din prezent. Care e legătura dintre ele? Legătura, cred că am explicat mai devreme, însă putem să reluăm un pic. Adică ne comportăm într-un mod inconștient, așa cum am învățat să ne comportăm. Adică exact
cum s-au întâmplat relațiile noastre anterioare, baza de atașament, adică avem aceleași nevoi și dorințe relaționale pe care le știm, le avem și în prezentul nostru, într-un mod inconștient. De cele mai multe ori avem frustrări, nemulțumiri, neîmpliniri legate de relațiile actuale, care nu sunt menite să poată să ne împlinească nevoile noastre, nevoile primare sau să zicem din trecutul nostru. Oricât de mult, de exemplu, dacă avem un partener, el niciodată nu va putea să ne îndeplinească nevoile noastre de bază pe care le aveam când eram bebeluși, când eram copii mici, când eram adolescenți și așa mai departe. Dar vom continua să proiectăm aceste nevoi și aceste neîmpliniri pe ceea ce face sau nu face partenerul. Sau nu este sau niciodată, și ajungem la concluzia că niciodată nu va fi suficient ce vom primi din partea persoanei cu care împărțim viața în momentul ăsta. Așa este. Credem cumva, fără să ne dăm seama, în tiparele relaționale actuale, aceste tipare de atașament de care tu ai menționat mai devreme, pe care ni le-am construit ca niște schițe, dacă vreți, despre lume și viață în relațiile primordiale și pe care le tot repetăm, fără să ne dăm seama că asta aduce de obicei o grămadă de neconcordanțe, pentru că într-un fel, dacă vreți, avem noi nevoile rămase nesatisfăcute de-a lungul vieții din copilărie și într-un fel sunt relațiile cu egalii, cu superiorii, cu colegii, prieteni și așa mai departe, în prezent. Ei ne putem niciodată să ne satisfacă acele lucruri din trecut, dar noi continuăm să cerem și continuăm să ne simțim neascultați, neiubiți, neapreciați. De foarte multe ori însă facem ceva în plus, și anume ne alegem din nou persoane nepotrivite, care nu fac altceva decât să ne reconfirme rănile din trecut. Sau nu știm cum să ne comportăm cu oameni pentru că nu am învățat de-a lungul timpului să ne comportăm cu oameni. Nu știm să negociem, nu știm să ne spunem părerea, nu știm să cerem ce avem nevoie, nu știm să avem grijă de relații pentru că ne dorim mai degrabă să fim în grija cuiva decât să muncim activ la relații. Și practic apare o discrepanță între relațiile noastre, care ar trebui să fie relații adulte, echilibrate, asertive, comunicative, deschise și așa mai departe, și nevoile noastre relaționale rămase de multe ori cu răni, cu găuri, cu neîmpliniri în toată această poveste care practic e o repetiție într-un fel. Și din acest punct de vedere, dacă vedeți, deși povestea e una cursivă, școlile de terapie practic au focus pe o bucată sau alta. Terapiile psihodinamice pun accentul pe analiza trecutului. Terapiile umaniste pun accentul pe ok, s-au întâmplat lucruri în trecut, hai că ți le ofer eu acum în relația terapeutică ca să împlinim într-un fel, măcar simbolic, nevoile nesatisfăcute din copilărie. Terapia interpersonală analizează relațiile din prezent ca recadrându-le într-un mod adult, să am niște relații satisfăcătoare și în timp ele să repare și practic să ies din depresie, fiindcă un bun cadru relațional în prezent mă ferește de depresie. Este un buffer incredibil, acest suport, acest sentiment de apartenență, felul în care primim sau nu afecțiune de la ceilalți. Ultima formă de terapie, deja am analizat bucăți din ea, vorbim de terapia cognitiv-comportamentală, care rămâne un reper pentru felul în care noi tratăm depresia, care spune așa, între felul în care gândim, felul în care simțim și felul în care ne comportăm, există niște relații bidirecționale circulare. Felul în care gândim influențează felul în care simțim emoțiile, felul în care simțim emoțiile influențează felul în care ne comportăm și, din păcate, se creează așa un cerc vicios. Hai să vă dau un exemplu. Dacă eu am o imagine foarte pesimistă despre viață și, de obicei, persoanele cu depresie au această gândire de eu nu pot să fac nimic să schimb, acest helplessness, da? Și nu există speranță. Hopelessness și helplessness. Lipsă de speranță și lipsă de încredere că pot eu să schimb ceva, că ține de mine. Și atunci, cu această diadă, mă raportez la orice eveniment cu un sentiment deja de
jale nesfârșită. Iarăși mi s-a întâmplat să îmi pierd jobul în mod clar, nu e nimic de făcut, viața mea nu va fi niciodată una bună. Voi simți sentimente enorme de tristețe care mă vor face să nu-mi caut în niciun fel de alt job, pentru că nu voi avea energie să o fac. Necăutându-mă alt job, practic, disperarea și convingerea că nu am nicio șansă să-mi revin profesional se va adânci și se va crea, noi spunem pâlnie, se va crea așa ca un soi de vârtej care mă suge, îmi suge energia vitală. Terapia cognitiv-comportamentală analizează aceste circuite. Ok, cum interpretezi realitatea? S-a întâmplat faptul ăsta, dar noi trebuie să vedem ce gândești tu despre ce s-a întâmplat. Cum le interpretezi? Care sunt schemele cognitive? Și există o bună bucată de terapie care se axează doar pe analiza gândurilor. Cum gândesc? Se numește terapie cognitivă și încercăm să transformăm gândirile toxice, care, da, nu sunt tocmai realiste, în gândiri mai funcționale. După care analizăm felul în care simțim și încercăm cumva să facem diverse forme de terapie, uneori de terapie comportamentală, ca să schimbăm și felul în care simțim sau felul în care ne comportăm. Terapia cognitiv-comportamentală poate să meargă până la originile formării acestor scheme, da, sau nu. Dar ea poate să fie foarte eficientă și de obicei în terapie analizăm invariabil schemele cognitive, schemele comportamentale. Am vorbit despre terapii cognitive, despre terapii comportamentale, cum se reflectă ele în munca ta, Delia? Bază importantă în munca mea. Aș vrea doar să mai adaug că depinde și modalitatea mea de abordare a experienței depresive. O adaptez foarte mult și în funcție de pacient sau client, pentru că am vorbit foarte mult de cauze și în funcție de ceea ce descoper, pentru unii funcționează într-un fel, pentru alții funcționează în alt fel. Sigur că trec prin toate etapele de care noi am discutat. Da, analiza gândurilor toxice sau gândurilor care sunt modificate conform credințelor, da, ne aduc o incapacitate de adaptare la realitatea pe care o trăim astăzi. Conștientizarea acestui proces aduce cu sine o întărire a stării eului de adult. Noi am vorbit foarte mult despre starea eului de copil și starea eului de părinte, care ne contaminează starea eului de adult. Prin această contaminare, noi vedem percepția sub o formă, adică ne distorsionează percepția într-un mod care ne schimbă nivelul de funcționalitate și ajungem în situațiile mai menționate, discutate până acum. Și atunci acest nivel de conștientizare este menit să înlocuiască comportamentele toxice sau gândurile toxice cu unele sănătoase și adaptate momentului prezent, deci în aici și acum. Și asta cred că ne ajută și să avem puterea să ne trăim într-un mod autentic și trăirile, nu numai gândurile, dar într-un mod asumat, responsabil, care ne duce către creșterea nivelului de intimitate, dacă vrei, cu noi înșine și cu, în relațiile noastre. Da, și să experimentăm și varianta în care respingerea sau pierderea relațiilor nu este ceva care este iminent sau care cu siguranță se va întâmpla. Vorbim de foarte multe ori despre această reacție de doliu și de reacția de frică de, la pierderea relațiilor. Depresia nu apare numai ca o reacție după o pierdere, să știi. Nu este necesar neapărat un eveniment actual în care s-a întâmplat o nenorocire și foarte mulți oameni vin în cabinetele noastre spunând dar nu mi s-a întâmplat nimic, deci nu știu de ce m-a apucat această stare, nu mi s-a întâmplat nimic. Însă, de cele mai multe ori, oamenii cumva au și evenimente triste, evenimente de pierdere în viața lor și depresia poate să apară după pierderea unui job, a unei relații, a unei persoane dragi, a unui plan de viață. Cum facem diferența între doliu și depresie? Stările depresive pot apărea după
pierdere, da? Deci acest doliu. Cred că una dintre diferențele majore legate de doliu sau depresie este este timpul. Studiile arată că acest doliu poate să țină undeva până la 2 luni. Asta este o stare naturală în care ne plângem pierderea și în care jelim după pierdere. Ceea ce trece de 2-3 luni, putem să deja să ne gândim la niște stări depresive care se pot acutiza și care se pot prelungi și ne poate duce, adică ne dă eventual sau diagnosticul de depresie. Deci unul dintre factori este timpul. Mulțumesc frumos! Mai există un lucru pe care aș vrea să-l menționez, pentru că încercăm cumva să vedem ce facem concret cu terapiile comportamentale, ce putem să facem noi concret ca modificări comportamentale ca să tratăm depresia, fiindcă de foarte multe ori, să știți că terapeuții lucrează la analiză, la această anamneză, la identificarea tiparelor de gândire, tiparelor emoționale, tiparelor de atașament, tiparelor relaționale și așa mai departe, dar de multe ori când omul continuă să nu iasă din casă, să nu fie în stare să meargă la duș, să nu fie în stare să se ridice nici măcar să deschidă laptopul, dar minte să-și depună un CV nou sau să meargă afară cu prietenii, facem multe lucruri mai direcționale, mai concrete ca să intervenim în tratamentul depresiei. Terapia comportamentală e o terapie care are la bază, dacă vreți, teoria învățării și care spune așa că în momentul în care eu fac niște lucruri, ajung, chiar dacă la început nu simt plăcere, pe măsură ce le repet, ajung să pot să îmi vină înapoi sentimentul de plăcere și de îndată ce apare așa un mic sentiment de satisfacție, acel sentiment de satisfacție întărește comportamentul și mă face să-l vreau din nou. Dacă vreți, e pe principiul pofta vine mâncând. Și din acest punct de vedere, în terapiile comportamentale, terapeutul, dacă vreți, nu pune atât de mult accent pe de unde am ajuns să nu ies din casă, cum am ajuns să nu mai vreau să mă văd cu prietenii sau să nu mai simt plăcere legat de viață, ci spune, ok, hai să vedem ce putem să facem diferit de mâine. Și fiindcă vă povesteam cumva că și eu și Delia am împărtășit multe cazuri împreună, hai să venim cu un exemplu. Ce ai făcut concret cu oameni care nu ieșau din casă? În momentul în care pacienții se mai stabilizează sau persoanele de care, și avem exemple comune, evident, am încercat să readucem în atenția persoanei respective obiceiuri sau obiceiuri care înainte le creau plăcere. Da? Întâlniri cu oameni dragi, deci partea de socializare, reîntoarcerea la hobby-uri, că ele sunt, nu știu, mișcare, mers la evenimente, gen teatru, film, spectacole, da, de ce nu, plimbări în aer liber, da. O atenție foarte mare o dăm asupra dietei iarăși, deci folosesc și acest context pentru a adopta un stil de viață care să susțină creierul nostru în refacerea după depresie sau pe parcursul procesului de vindecare. Și asta, odată, adică privind așa, te gândești că, ok, exact cum spuneai, trebuie să fac și eu ceva, da? Deci o alimentație sănătoasă e binevenită, revizuirea faptului că acum avem tendința să ne uităm la diete, ce mâncăm, ce este util să mâncăm, ce este benefic pentru corpul nostru, pentru creierul nostru, ce ne ajută și ne stimulează neurotransmițători. Da, explicăm, vorbim despre lucrurile astea în terapie, mișcarea iarăși, plimbările, cum spuneam, plimbările în parc sau reîntoarcerea la sala de sport, cât mai multă mișcare, da? Și asta susține refacerea corpului nostru, hobby-uri și, nu în ultimul rând, dar și cel mai important, odihna, da? Știm ce benefic este somnul pentru creierul nostru. Aici, cumva, e un lucru pe care aș vrea să-l menționez pentru toți ascultătorii. Le facem chiar dacă n-avem chef, dragilor.
Aceste indicații pe care le pomenea Delia foarte bine mai devreme, legate de somn, atenție, somnul noaptea, nu în timpul zilei. Da? Odihnă înseamnă un somn de calitate pe parcursul nopții, pentru că, din păcate, în depresie, în timpul zilei, somnul mai mult rău face. Nu ne odihnim niciodată în timpul zilei când suntem deprimați, pentru că statul în pat nu face altceva decât să ne adâncească în depresie prin accentuarea acestor comportamente care devin reflexe. Cu cât zac, cu atât zac mai mult și nu îmi revine cheful. Dar când vorbim de terapie comportamentală și de ce putem să facem concret, dacă terapeutul trage de voi să ieșiți din casă, să mergeți la activități și la hobby-uri, înseamnă să o faceți chiar dacă n-aveți chef, chiar dacă n-aveți energie. Și pentru asta sunt buni prietenii. Dacă vreți ca cei dragi vouă să iasă mai repede din depresie, nu vă așteptați să aibă ei voința sau energia necesară să iasă din casă, ci insistați cu blândețe, dar fermitate, să o facă împreună cu voi. Scoteți-i din casă, plimbările, ieșitul la aer, mersul din nou la sală, de ce nu, activitățile plăcute, chiar dacă le facem la început fără chef, tras, smuls, împins de la spate, pe parcursul repetărilor, creierul nostru își va recăpăta reflexele benefice, va începe să secrete neurotransmițătorii potriviți și va fi, dacă vreți, echivalentul pornirii dacilor împinse. Și da, funcționează și asta. Am trecut cumva împreună, chiar sper să realizați, prin toate potențialele cauze. Pentru că, da, există cauze în prezent, practic noi avem stresori, pierderi, evenimente traumatizante, lucruri care ne afectează în prezent. Ele nu fac altceva decât să adâncească, să întărească, să ne dea dreptate acelor scheme cu care venim din copilărie. Știam eu că lumea e un loc rău, știam eu că n-am nicio șansă, știam eu că nu sunt în stare și pun practic sare pe rană, pe niște răni cu care de multe ori venim din trecut. Iar terapia depresiei vine în funcție de personalitatea terapeutului, de școala pe care a făcut-o, dar de cele mai multe ori, dragilor, de felul în care sunteți voi ca și clienți în terapie. Venim și ne pliem pe felul în care vă e cel mai ușor să începeți și, de obicei, în funcție de personalitatea persoanei din față, facem fie terapie comportamentală, fie terapie cognitivă, fie diverse forme de terapie umanistă, fie abordări psihodinamice, după care încet, încet le vom face pe toate. Uneori facem o bucată și oamenii ies din depresie și se opresc, dar de cele mai multe ori e nevoie de trecerea prin toate aceste aspecte pentru o ieșire din depresie permanentă și pentru tot restul vieții. Acest proces durează. Nu durează nici 4 ședințe. Știu oameni care se așteaptă să se simtă bine în 4 ședințe. Da, da, da. Și nu durează nici toată viața. Există schimbare. Le spun clienților mei că eu sunt un terapeut pro-schimbare. Nu sunt acolo să-i susțin pentru tot restul vieții. Și am clienți care îmi spun, eu nu o să mă opresc din terapie niciodată. Ba da, voi face. Da, o să efort. Folosim acest context să vorbim un pic și despre cum știm că terapia s-a încheiat. Nu? Adică e un factor important în procesele în care tratăm depresia. Apropo de tema centrală a discuției noastre a fost separarea sau pierderea. Deși noi susținem faptul că depresia este o afecțiune tratabilă, văzută din partea pacientului sau a clientului, noțiunea de vindecare este mai puțin clară, cel puțin la început de proces. Din experiența mea, sunt mulți oameni care trăiesc cu temerea acestui teren fragil și a ideii că episoadele depresive vor reveni. Și există cazuri când episoadele depresive revin, evident, și vor fi iar supuși acestui calvar dureros. Deci se păstrează oarecum o stare de nesiguranță, adică pot rămâne într-o zonă vulnerabilă,
în care episoadele depresive marchează dificultatea de a traversa prin etapele vieții. De aceea consider că partea de încheiere a terapiei aparține mai mult clientului. De ce? Pentru că acolo unde circunstanțele permit, putem să facem, să discutăm despre ce înseamnă această separare de terapeut. Eu sunt pentru un final deschis și întotdeauna am susținut în procesele grele acest final deschis, adică cu posibilitatea ca pacientul să se întoarcă în momente de dificultate, să nu aibă, adică am grijă tot timpul să nu aibă o recreere a acestei separări premature de către terapeut și să aibă siguranța că va fi binevenit de fiecare dată când va avea nevoie, fără posibilitatea de a retrăi trauma de abandon sau trauma de respingere sau, adică faptul că ei știu că într-o relație care a funcționat bine, ei se pot întoarce și sunt bineveniți și acceptați de fiecare dată când au nevoie, adică a dus la o însănătoșire a planului afectiv și adică a dobândirii încrederii că există vindecare în depresie. Da, eu am clienți care ocazional mai vin așa după un an, doi, trei, da, pentru o ședință, două, doar așa de check-up sau pentru că dau din nou de o fundătură, însă și readuc aminte repede lucrurile învățate și experimentate împreună și spun, a, da, da, stai că asta o știam, și ne vedem la următoarea încercare. Însă, în general, terapia este un proces, pentru că există și această frică și, Dumnezeule, bine, mă bucur mult că ai deschis subiectul și cu asta o să și închidem. Există această frică că terapeutul, că terapia de dependență, da? Că un soi de cineva acolo care o să mă susțină pentru tot restul vieții și nu. Procesul de terapie, inclusiv în depresie, are scopul ca de a schimba tiparele comportamentale, tiparele relaționale, toate lucrurile de care am tot vorbit, că se tot repetă, încercăm să le însănătoșim, încercăm să construim împreună un cadru de autonomie. Adult, exact, autonom. Și scopul nostru al tuturor este să terminăm terapiile, da? Nu ne lăudăm niciunul cu, ok, ne facem terapii lungi și eu și Delia, dar cu scopul să le închidem la un moment dat. Da, da. Și să ne bucurăm când vin foști pacienți, foști clienți și să zică, a, ce bine, uite, și asta știu și asta mi-am adus aminte și asta m-a ajutat. Adică asta este cea mai mare satisfacție pe care noi o putem avea din partea pacienților și clienților noștri. Așa este. Depresia se tratează, dragilor, depresia se tratează foarte eficient în terapie. Poate să fie un proces lung, mai ales dacă treci prin diverse forme sau le analizezi pe toate și le iei pe toate în calcul. Nu întotdeauna este necesar să parcurgi toate aceste căți, dar de multe ori ajungi să le faci pentru un tratament eficient, însă se tratează și se tratează definitiv. Alegeți-vă terapeuți care să vă fie potriviți, mai ales la început, să știe să adapteze forma de terapie cu personalitatea voastră, cu felul vostru de a aborda viața și împreună o să fie o excursie exploratorie și reparatorie extrem, extrem de importantă și de necesară. O să vorbim săptămânile viitoare, poate, despre diverse forme de psihoterapie, ca să înțelegeți un picuț mai bine felul în care fiecare stil de psihoterapie abordează anumite bucăți în tratamentul persoanelor cu diverse afecțiuni. Dar terapia chiar modifică rețele neuronale și chiar este o metodă științific dovedită a fi eficientă. Aveți încredere în voi și în capacitatea voastră de a vă reveni. Mergeți către medicul psihiatru și către psihoterapeut pentru a reveni din această afecțiune foarte frecventă și, din păcate, în contextul actual, extrem de actuală, și anume depresia. O zi bună tuturor! Mulțumesc mult, Delia! Mulțumesc și eu, Gabi! A fost o plăcere să stăm de vorbă, ca de obicei. Îți mulțumesc pentru invitație și sper să ne mai reîntâlnim în același cadru. Da, trebuie să facem emisiunea cu stilurile de atașament. Ne auzim data viitoare!
După cum știți, puteți asculta podcasturile noastre pe toate canalele dedicate, Spotify, Buzzsprout, ne puteți asculta pe YouTube, pe canalul dedicat, dar și puteți găsi linkurile pe pagina noastră de Facebook. O zi bună tuturor!